ce se întărâtă neamurile și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Regii pământului iau poziție și conducătorii se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând: să rupem legăturile lor și să aruncăm funile lor de pe noi. Cel ce tronează în ceruri râde. Stăpânul își bate joc de ei. Apoi le vorbește în mânia lui și în urgia lui îi îngrosește. Totuși, eu l-am pus pe împăratul meu în Sion, muntele meu cel sfânt. Voi vesti hotărârea Domnului. El mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile drept moștenire și întreg pământul în stăpânire. Tu le vei stropi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasele unui olar. De aceea, regilor, purtați-vă cu înțelepciune, judecătorii ai pământului, luați învățătură. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Salutați-i pe fiu, ca nu cumva să se mânie și să pieriți pe cale, căci mânia lui este gata să se aprindă. Fericiți sunt toți cei ce se încred în el.